Dacă anul trecut primul ministru susținea că am avut o paradă de austeritate, aruncând vina pe fostul guvern care nu prevăzuse bani pentru acest eveniment, anul acesta se anunță mare fast. Sunteți toți evident invitați duminică la parada organizată de Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și celelalte structuri. E o paradă specială, dacă ne ajută și vremea, avem invitați și prieteni dragi. Din armatele NATO. Din armatele NATO, Statele da? Statele Unite, Franța, Turcia, Polonia. Bun. Va fi, ca și anul trecut, ziua porților deschise la guvern. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aproximativ 30 de aeronave vor survola cerul duminică. Anul trecut, parada militară de 1 decembrie a costat statul român aproximativ 850.000 de lei. La începutul acestei luni, însă, guvernul a aprobat suplimentarea bugetului pentru finanțarea manifestărilor de 1 decembrie 2013 cu 4,8 milioane de lei.